Seara, în mod oficial, bine ați venit la cursul de astrologie guvernatorii caselor în harta natală. E un curs structurat pe 3 lecții, a câte 2 ore fiecare, și în care vom dezbate acest subiect extrem de interesant în astrologie guvernatorii. Ce vom discuta pe parcursul acestui curs? Bineînțeles, vom începe cu ce sunt guvernatorii, adică o parte dintre voi ați mai... sunteți veterani la cursurile mele și cam aveți idee de ce sunt guvernatorii, dar mai sunt și persoane noi și o să definim guvernatorii ca să fim toți pe aceeași lungime de undă. Până vom discuta despre poziția guvernatorilor în semn, în casă, în casele derivate, să vedem ce informații obținem acolo, și semnificația guvernatorilor caselor 1-12, adică ce înseamnă guvernatorul casei 1, ce înseamnă guvernatorul casei 2, ce reprezintă, ce reflectă. Deci cam aceasta este, să zicem, structura acestui curs. În funcție de timpul pe care îl avem, vedem cum mergem, o să mai putem să mai facem și alte elemente legate de guvernatori. Și să trecem la treabă. Ce sunt guvernatorii caselor? O casă este guvernată de planeta care stăpânește semnul în care se află cuspida casei. Știm că o casă, casele au primul grad, se numește cuspidă, și această cuspidă pică la un anumit grad, într-un anumit semn. De exemplu, casa a doua, rac, da, cuspida casei 2, ce 2 înseamnă cuspida casei 2, în rac înseamnă că luna guvernează casa a 2. Eu folosesc sistemul Placidus. Voi puteți folosi orice sistem, că cumva toate au o cuspidă, da, pe semne întregi la 0 grade în acel semn. Eu folosesc Placidus de când mă știu, am testat și Whole Sign și în continuare rămân adeptul acestui sistem care funcționează foarte, foarte bine pentru mine. Dar voi puteți folosi orice sistem doriți, se aplică aceeași logică și aceeași gândire. Totodată vorbim ca și guvernator doar de planete tradiționale, da? Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn. Deci fără Uranus, Neptun și Pluto ca și guvernatori, da? Deci nu includem. Deci avem Marte pentru Scorpion, Jupiter pentru Pești și Saturn pentru Vărsător. Deci asta ca să știm toată lumea pe ce baze stăm și să nu începem să avem alte percepții și alte lucruri. De sistem Placidus cu guvernatorie tradițională. Da? Deci asta este, toată lumea e foarte clar ce înseamnă guvernatorul unei case. Da? Și ce înseamnă, acum să traducem. Da? Fiecare casă reprezintă un sector din viața noastră. Da? Casele reprezintă aspecte practice, pragmatice ale existenței noastre. Și noi putem asocia așa cu ideea unui minister. Așa cum într-un guvern sunt mai multe ministere, da? Deci o țară e condusă de mai multe ministere, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Apărării, și noi în interiorul nostru avem astfel de ministere care scopul lor este de a ne ajuta să trăim în viața asta. Da? Avem și noi Ministerul de Finanțe, casa a doua, da? Avem Ministerul Familiei, care casa a patra, Ministerul Relațiilor, casa a șaptea. Deci sunt sectoare, sunt zone care cumva ne ajută să interacționăm cu lumea înconjurătoare. Da? Asta e rolul caselor, de a ne cumva... Eu văd partea asta de case ca un fel de tentacule, da? Prin care noi ne conectăm la realitatea înconjurătoare, la lumea din jurul nostru și facem un schimb de informații, de resurse, de energie, de ce vreți voi, da? Și practic fiecare casă poate fi asociată cu un astfel de minister. Și practic acest minister este responsabil pentru toate politicile și modul în care sunt gestionate resursele la nivelul acelui minister, acelei case, acelui sector din viața noastră, da? Casa a doua, care e cumva Ministerul de Finanțe, ea ne arată care sunt politicile prin care noi putem funcționa lumea asta din punct de vedere al resurselor, din punct de vedere financiar. Da? Că funcționăm bine sau mai puțin bine este dat de dinamica întregii hărți, de restul aspectelor, dar politica e dată de acea casă, da? Cu acea cuspidă și cu ce se mai află în ea. Iar guvernatorul unei case poate fi privit ca un ministru, da? Ca cel, să zicem, delegat, ca pionul, elementul activ, planeta delegată, să
să implementeze politicile acelei case. Da? Cum spuneam în exemplu mai devreme, Luna, guvernatoarea casei 2, Luna joacă și rolul de ministru de finanțe. Da? Un ministru care este preocupat de implementarea politicilor casei a 2. Și ăsta este rolul, să zicem, unui guvernator. Joacă acel rol de ministru. Practic, orice planetă are o natură intrisecă, da? Luna e Lună, Saturn e Saturn, fiecare are propriile calități inerente, dar fiecare planetă joacă și aceste roluri, să zicem, sociale în viața noastră, roluri particulare. Ele devin miniștri al propriului nostru guvern. Da? Cele 7 planete personale formează propriul guvern și ele cumva gestionează, să zicem, întreaga noastră activitate, da? Activitate în această lume. Da? Asta e, așa trebuie privită partea asta de guvernator, ca un ministru. Da? Guvernator nu e proprietarul acelei case. Da? El cumva, să zicem, este ales. Da, nu neapărat în mod democratic, ci este ales într-o formă directă, printr-o numire directă și zice, ok, tu ești responsabil pentru sectorul respectiv. Și scopul acestui curs este de a vedea, ok, cum putem interpreta acțiunea acestui ministru și mai ales ce putem face ca ministru și implicit ministerul să funcționeze optim în viața noastră. Pentru că sunt sectoare care funcționează în mod natural bine, alte sectoare care funcționează în mod natural mai defectuos. Și scopul nostru evolutiv este de a le duce într-un anumit echilibru, astfel încât ele să funcționeze optim. Dacă ele sunt în echilibru, cele 12 sectoare, înseamnă că noi ne putem atinge scopul în această viață. Noi putem face pentru ceea ce am venit, ce am fost menit să facem în viața asta. Pentru că harta ne susține. Deci noi avem în harta natală toate resursele pentru a face ceea ce trebuie să facem și nu neapărat ceea ce visăm să facem. Asta e mare diferență. Da? Deci priviți relația asta acasă, guvernator, minister, ministru. Da? Pur și simplu, asta e ideea. Și a guverna o casă înseamnă a aplica în mod corect strategia casei respective. Deci ministrul, planeta guvernatoare, trebuie să aplice strategia casei respective. Și strategia politică a unei case este dată de cuspida casei respective. E foarte important. Deci casa respectiv funcționează, acel minister, acel sector funcționează bine dacă noi manifestăm în viața noastră o politică dată de acel semn. Spuneam mai devreme, exemplu, cuspida casei 2 în RAC, da? Politica corectă din punct de vedere financiar este bazată pe arhetipul energia RAC-ului. Da? Luna ca și guvernator, ca și ministru poate să fie în orice alt semn. Și acel ministru, în poziția în care are în semnul respectiv, poate să aibă, să zicem, o atitudine, comportamente total diferite. Ideal, el trebuie să se supună politicilor casei. Foarte important, o să mai insist pe acest subiect, pentru că ce se întâmplă? În momentul în care noi ne naștem, cuspidele au putere minimă. Da, cuspidele sunt chestii care cresc odată cu, pe măsură ce noi înaintăm în viață, cresc datorită experienței. Adică cuspida casei 8 e legată de partea asta de intimitate, da? Casa 8 e legată de intimitatea cu celul, de partea asta de sexualitate. Păi, cuspida aia nu se activează, nu e dezvoltată decât când tu ajungi la un anumit nivel de, să zicem, maturitate sexuală, să zicem, nu mai apărat fiziologică, în care ai prima experiență natură sexuală, prima experiență intimă și în acel moment acea cuspidă se activează. Și pe măsură, din momentul nașterii, guvernatorii, fiind planete active, deja clar definite, Marte, Luna e Luna, aia acolo nu e nimic de crescut. Da? Poziția ta, Luna acolo, e deja foarte clar definită, arhetipul tău emoțional, structura ta emoțională. Da? Nu e nimic de crescut acolo. Da? Și ca urmare, acești guvernatori, în prima parte a vieții, joacă un rol mult mai important. Ei conduc, dirijează harta. Da? Și de asta, în prima parte a vieții, în anumite case, dacă relația casă-guvernator nu e foarte bună, lucrurile merg greu.
Da? Și întâmpină rezistențe și lucrurile nu ne ies, pentru că acel ministru practic acționează de capul lui fără să țină cont de politica corectă a ministerului. Da? Deci aceste case, aceste cuspide, ele cresc pe măsură ce noi experimentăm viața, ce noi trăim viața. Da? Și cumva pe la 30 de ani ele ating un punct de echilibru și prind mai multă putere, rădăcină, pentru că avem deja niște experiențe în spate și ok, cam știm cum ce se mănâncă. Da? Dar când ești copil, când ești la 20 de ani, nu ai foarte multă experiență pe zona asta. Prima dată când te angajezi, când lucrezi și tu, casa 6, casa 10, acolo crește, se cultivă, da, toată experiența asta. Foarte important să înțelegem lucrul ăsta, da? Deci, din momentul nașterii, guvernatorul este foarte important la modul în care el controlează casa pe care o guvernează, face casa cumva, sectorul acționează conform guvernatorului, dar noi trebuie să în timp să facem switch, să trecem pe casa respectivă pentru a funcționa corect. Relația dintre guvernator și casa guvernată ne arată capacitatea nativului de a gestiona casa respectivă. Deci e foarte importantă această relație între guvernator și casă și în special cuspidă. Da? Capacitatea de a guverna este dată de natura relației între cuspidă și guvernator. Asta e primul lucru pe care ne uităm, ok? Care e relația între guvernator și casă și în special cuspida acelei case. Da? Pentru că aia ne arată cât de bine ministru, guvernatorul integrează și are capacitatea de a folosi resursele acelei case în mod corect. Guvernatorul este elementul activ în funcționarea casei respective. Da? Cuspidele sunt, să zicem, chestii pasive, reactive. La momentul când e un tranzit peste o cuspidă, interacționează sau intră într-un aspect cuspida, sectorul este cumva activat, devii reactiv, se întâmplă ceva. Dar în momentul în care tu vrei să acționezi legat de să zicem, un sector anume, acționezi prin guvernator. Da? De fiecare, de exemplu, când cheltui un ban, da, care e legat de casa a doua, da, casa a doua e cumva ține banii, dar modul în care cheltui este dat de poziția guvernatorului. Da? Modul în care tu faci acea cheltuială, folosești acea resursă, o faci prin guvernator. Da? El este elementul activ. Da? Și el trebuie să armonizeze cu acea cuspidă. Practic, guvernatorul atrage și distribuie resursele casei respective. Deci e foarte important și atrage, dar și distribuie. Deci guvernatorul casei 2, de exemplu, am luat exemplul ăsta, arată și cum cheltui resursele, dar și cum le poți obține. Cum îți poți câștiga banii, dar cum îți poți cheltui banii. El arată ambele lucruri. Da? Nu e doar ok, unde guvernatorul casei 2, de acolo eu pot să câștig bani. Nu, poți să și cheltui acolo. Da? Pe alt aspect a casei respective. Deci e foarte important și atrage și distribuie. El este elementul cheie, el cumva cel care decide, care semnează orice foaie de transfer, orice transfer de resurse, orice activitate. Practic orice activitate a unei case este cumva aprobată de ministru, de guvernator. Bun. Și am zis că discutăm de poziția guvernatorului în semn, în casă și în casă guvernată, în casă derivată. Da? Și acum să trecem pe scurt prin cele trei direcții. Da? Poziția în semn general ne arată modul în care resursele casei respective sunt gestionate. Da? Vorbim de poziția guvernatorului. Da? Este atitudinea conștientă, dar nu neapărat cea corectă. Cum spuneam, că poziția guvernatorului nu e neapărat poziția corectă ca lucrurile să funcționeze pentru noi. Poziția corectă este dată de cuspida casei. Și practic, poziția însemna unui guvernator ne arată acest mod în care resursele acelei case sunt gestionate, se intră, ies resurse, indiferent ce înseamnă, informații, timp, bani, oameni, relații, totul. Deci tot ce ne încojoară pentru noi este o resursă. Poziția guvernatorului în casă.
Ce înseamnă? Într-o altă casă sau aceeași casă, nu contează. Deci acum ne raportăm la case de la 1 la 12. Indică locul unde și de unde ne manifestăm legat de casa respectivă. Da? Deci guvernatorul casei 2, să zicem, acea lună e în balanță în casa 5 la mine. Da? Deci din punct de vedere financiar și a resurselor, din punct de vedere al Ministerului de Finanțe, eu, ministrul meu se află în casa 5, da? În Ministerul Fericirii, da? Să zicem, da? Și a copiilor și a creativității, și el de acolo se manifestă. De acolo își face treaba, da? Raportat la casa mea a doua. El acolo are birou, acolo are sediu, da? În fiecare minister poate să fie un alt ministru, da? Că el conlucrează, da? Și el acolo și are birou și de acolo funcționează, da? Și atunci se leagă cele două case, da? Deci asta indică practic și este locul în care vom direcționa resursele casei guvernate, dar de unde putem și extrage resurse, da? Guvernatorul 2 în 5, când e vorba de partea asta de propria fericire, casa 5, eu tot timpul, să zicem, am o capacitate cu guvernatorul 2 în 5, capacitate de a găsi resursele pentru a face ceea ce îmi place. Da? Găsesc tot timpul acele resurse. Și tot timpul în viață, când mi-am dorit ceva, satisface o plăcere ceva, am obținut acele resurse, au venit, da? Pentru că acel guvernator, 2 în 5, el lucrează acolo și atrage foarte ușor. Aprobă mult mai ușor ministrul finanțelor în casa 5, aprobă mult mai ușor bugetul pentru casa 5. Că e acolo, acolo trăiește, acolo mănâncă, acolo se hrănește, acolo etc. Da? Și normal că el aprobă mult mai ușor. Tot de acolo, da, guvernatorul 2 în 5, el ca și ministru, locuind acolo, are capacitatea de a găsi resurse financiare în casa 5. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că resurse financiare bazate pe creativitate, pe ceea ce fac, cursurile sunt o chestie creativă pentru mine. Toată partea asta de video, de imagine, de prezentare, de sub formă de spectacol, sunt resurse, o chestie de creativitate. Da? Și din ceea ce îmi place, da, ceea ce mă face fericit, casa a cincea, eu pot să câștig bani. Da. Asta e modul în care se traduce. Da? Deci cumva acel ministru odată aprobă foarte ușor buget pentru casa a cincea, dar găsești și resurse acolo pentru a avea profit, pentru a aduce bani la buget. Deci nu e în dublu sens. Da? Deci ai și folosești resursele casei guvernate, dar aduci de acolo resurse pentru casa guvernată. În ambele sensuri. E foarte important să reținem lucrul ăsta și să o gândim din această perspectivă. Guvernatorul, un sistem de case derivate. Da? Case derivate sunt, hai să le explic pe scurt, majoritatea știți, dar să fim toți pe aceeași lungime de undă. Casele sunt numerotate de la 1 la 12, plecând în mod convențional de la ascendent. Da? Și noi putem face aceeași numărătoare alegând orice altă cuspid. Da? Putem pleca de la fundul cerului, care devine casa 1. Casa 5-a, tradițional, de la ascendent, devine a doua de la a patra. Casa 6-a devine a treia de la a patra. Și acest sistem de case derivate își păstrează caracteristicile generale. Tot timpul a doua casă e legată de resursele casei anterioare. Da? Cum plecând de la ascendent avem casa întâi, eu, da? Casa a doua, resursele mele. Plecând de la casa a patra, în casa a patra, în loc de eu, este familia mea. Casa a cincea, fiind a doua de la a patra, indică resursele familiei. Da, și tot așa. Am și un atelier pe sistemul de case derivate, nu mai știu ce număr e, dar îl căutați pe Ascela Spica și îl găsiți acolo. E un curs întreg legat de acest subiect, da. Și poziția guvernatorului privind prin acest sistem de case derivate ne arată puterea pe care o are acel ministru raportat la casa guvernată. În ce poziție se află și particularizează foarte mult funcționarea casei guvernate.